oameni buni, vă salut. Haideți că după câteva melodii și megamixuri și remixuri care le are acest post de radio, am pornit și eu această filmare. Deci credeți-mă, o ține cu muzică una și una. Acum vă arăt Sex Affairs. Știți caseta? Uite. Uite, Sex Affairs, caseta care pur și simplu are megamixul pe ea. Uitați. Deci așa ceva nu se poate vedea decât numai pe casetă. Sau bineînțeles, care are CD-ul de pe vremurile alea. Uite și tu. Uite și tu în ce megamixul ține. Deci, doamne și domnilor, această seară a repornit Just FM-ul. Poveste cam lungă. În primul și în primul rând, cu niște teste a pornit el. S-a auzit și în Dâmbovița. Și bineînțeles, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că acum el emite, după ce s-a jucat cu antena lui, cu direcția pe București. Deci ăsta e din afara Bucureștiului. Uite-te și tu, frate. Megamixul de pe Sex Affairs. Incredibil. Deci așa ceva nu mai vezi la nimeni. Deci ăsta acum o ține pe-a lui. Remix, megamix, party mix. Așa o ține. Iată. Formidabil. Oricum, ce face acest post de radio pirat, vreau să-i spun de pe acum că eu îi mulțumesc. Deci eu îi mulțumesc pentru muzica ce o bag. Oricum e foarte, foarte atrăgător. Foarte atrăgător ca post de radio pirat. Dar mi-a plăcut o chestie. Haideți să vă spun și în filmul acesta jingle-ul care l-am auzit în această seară cu DJ Eric in the mix. Și a mai zis el ceva de non-stop party mix și mega mix, nu știu ce tot a zis el acolo. Am fost foarte atent. Deci DJ Eric este cel care susține Just FM-ul. Uitați și dumneavoastră. Frumos, ce să mai, frumos, nota 10, nota 10, gata, deci până acum v-am zis, o ține, uite, asta e CD, e CD, deci gata, s-a dat de gol, e luată de pe CD, doamnelor și domnilor, că a făcut spațiu, formidabil. Încă mai există pirat care folosește discul, păi așa ceva nu este încodat, doamnelor și domnilor, deci dacă vrei să-l asculti și să-l găsești, caută în arhiva de casete și o găsești exact la coada, la ultima melodie. Din Sex Affairs, din album. Deci asta vă spun sigur, ăsta a avut albumul în casă. Oricum e tare, ce să mai. Deci eu sunt fără cuvinte. Am pornit această filmare exact cu partea cu erotic, pentru că acolo știu, pentru că este muzică una și una. Asta cu Modern Talking în seara asta, da, haideți să spunem. În seara asta Modern Talking și Pet Shop Boys, bineînțeles, a fost în vreo 4-5 megamixuri, a ținut topa lui, da. Se vede că e fan Pet Shop Boys, haide. Și Modern Talking, deci e clar, e după 40 de ani. DJ Eric ăsta e după 40 de ani, da.
Da, 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 oricum, acum nu mai minte din București cum imită el pe sud, chestii de genul, na. Acum e uns cu toate ale file, vine din vest. Deci undeva din afara Bucureștiului, bravo. Deci asta e clar, e pe A1, sigur, sigur, pe undeva pe acolo e. Bravo. Oricum, băi, Eric, să știi că te-ai auzit în Dâmbovița. Spre Găiești te-ai auzit când ai făcut testul pe 98,8. Da. Dar pe cealaltă frecvență nu. Nici pe asta nu te auzi. Oricum, antena e clar că e spre București. Deci, sigur, sigur. Bravo.